Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astăzi o să avem nevoie de comunitatea noastră de șoferi europeni, pentru că după știrea cu sucevenii care au intrat în șanțuri, s-au dus la poliție duhnind alcool să-și ia autorizație de reparație. Continuăm cu informații rutiere. Iată ce se întâmplă. Un cetățean maghiar a postat pe o rețea de socializare care se numește Reddit, e mai puțin populară la noi, următoarea speță. Dânsul spune că șoferii români ce tranzitează Ungaria par a avea o problemă cu legea. Cu respectarea legilor. Da, în sensul că zice că sunt de foarte multe ori remorci românești, adesea câte două, încărcate cu mașini second hand, notorii pentru comportamentul lor ciudat pe autostradă. În sensul că depășesc constant limitele de viteză impuse remorcilor, limită ce ar fi de 80 de km pe oră. Și în oraș pare că nu sunt familiari cu marcajele rutiere sau navigarea prin intersecții mari. Asta este tema pe care o ridică acest utilizator de Reddit și răspund o sumedenie de alți oameni, majoritatea români, care spun că, da, românii nu sunt obișnuiți să conducă pe autostrăzi, că ăștia care vin cu mașini second hand sunt samsari de mașini avizi de bani și de asta gonesc ca să facă cât mai multe transporturi, că amenziile sunt prea mici și legile nu sunt aplicate, sau că după ce conduc pe drumurile foarte aglomerate de la noi din țară, odată trecuți de graniță, au tendința de a recupera și o calcă, da, așa cum se spune în Ungaria. Ei, acum noi vrem să vă întrebăm pe voi, ascultătorii noștri, la 0372069599, dacă puteți să ne sunați, dacă nu, mesaje, de preferat audio, la 0728313232. Dacă e într-adevăr o problemă generală asta cu șoferii români în Ungaria, așa cum spune acest om, sau sunt doar cazuri izolate? Dacă vă simțiți, mai ales cei care sunteți șoferi profesioniști, dacă simțiți că în Ungaria se uită lumea pe dos la voi. Și nu numai în Ungaria, dar dacă sunt și alte țări europene unde șoferii români au vreo faimă de vreun fel. Eu știu, de exemplu, că șoferii turci de camion sunt recunoscuți ca fiind șoferi agresivi și periculoși. Așa am rămas eu chestia asta din urmă cu niște ani. Nu știu dacă mai e valabilă. Eu nu știu dacă și despre șoferii români se spune că sunt într-un la fel, da. Eu cred că lucrul ăsta era valabil în urmă cu mai mulți ani. Când poate ieșiți în Occident, lăsam impresia că suntem cumva sălbatici, dar am senzația că nivelul de civilizație pe care îl ducem din țară în străinătate la nivel de condus e ceva mai mare decât se povestea în anii trecuți. Și cred că e exagerarea asta, dar n-avem de unde știi. Dacă circulați prin Europa, fie că sunteți șoferi profesioniști, cum spunea Luca, sau pur și simplu ați plecat cu mașina sau și aveți experiențe mai puțin plăcute cu ceilalți șoferi, dați-ne de veste. 0728-3132, mesaje pe WhatsApp, audio, cum spunea și Luca, sau sunați-ne la 0372069599. În special dacă v-ați simțit lezați cu adevărat, că ați simțit că se uită lumea urât la voi sau că poliția se poartă altfel decât cu ceilalți, cu voi doar pentru că sunteți români. Singura chestie pe care tind să o accept e asta, că după ce ies din România, unde sunt drumurile cum sunt și aglomerat, mulți au tendința să o calce acolo și probabil că dacă e așa cum scrie în postarea asta, că amenziile nu sunt foarte mari în Ungaria, oamenii să zică, bă, asta e, chiar dacă e o amendă, nu mai pot, simt nevoia să o calc. Pe mine m-au claxonat acum foarte, foarte, foarte mulți ani în Ungaria, eram în centrul Budapestei, dar aveau și motiv să o facă. La vremea respectivă nu era nici Waze, nici nu erau alte mijloace de genul ăsta. Eram cu o hartă mai mare decât bordul, da, și căutam o adresă la semafor, s-a făcut verde și n-am văzut. Și ne-au claxonat, ne-au făcut în toate felurile. Nu știu ce au zis, că, mă rog, n-am înțeles prea bine, dar era și vina noastră. Adică încurcam cumva circulația. Ai văzut acolo, că ăsta zice domnul care postează că pare că șoferii români nu sunt familiari cu marcajele rutiere și nici cu navigarea prin intersecții mari. Da, acum știi cum e, dacă ești într-o țară străină sau într-un oraș străin chiar, nu trebuie să fii în afara țării și nu știi exact cum să te încadrezi. Da, când bâșbei... Pentru că dacă vrei să faci stânga, trebuie să fii pe banda stângă și uneori ai numai de stânga, sau poate vrei să faci înainte și nu știi că la finalul benzii e doar de stânga. Da. Știi? S-ar putea să mai încurci, dar, repet, e valabil și dacă te duci la Bârlad să faci chestia asta. Absolut. Că asta este. 0372069599. V-ați simțit cumva iurea circulând în străinătate cu numere de România?